Conacul Polisului este atât un edificiu important în zona Moldovei, cât și un spațiu de relaxare pentru oaspeții pe care noi îi primim, începând din 2011-2012, întrucât conacul a fost într-un amplu proces de restaurare, începând din 2005, a durat 4 ani și astăzi putem primi oaspeți pentru a se relaxa, pentru a face evenimente, pentru a se plimba în grădinile conacului și pentru acum putem spune că se pot și relaxa în zona de lounge și spa Piscina Poliso. Toți clienții care vin la noi au o reacție de tip wow. Adică nu se așteaptă în primul rând ca într-o zonă a Moldovei, undeva printre dealuri, într-un sat de care n-au auzit, să găsească un spațiu atât de deschis, cu oameni atât de calzi și care îi așteaptă practic cu brațele deschise. Apoi își dau seama că au ajuns într-un spațiu plin de istorie și că e un privilegiu totuși să intri într-un loc care a fost renovat și prin care au trecut atâtea personalități. Conacul Poliso este, să spunem, o afacere de familie. Am fost determinați de frumusețea locului, care atunci era doar un potențial, întrucât zona se afla într-un stadiu destul de avansat de degradare. Am fost inspirați de natură, am fost inspirați de modul în care a fost amplasat conacul la 1800, de arhitectura locului și, nu în ultimul rând, de atmosferă, de energia spațiului care s-a proiectat în eforturile noastre și în pasiunea pe care am avut-o ulterior în restaurarea conacului. Am pornit de la istorie în momentul în care am început renovarea, pentru că a trebuit să înțelegem locul, a trebuit să înțelegem cum s-a dezvoltat el, de unde a pornit și cum familia Ghica și familia aristocratică a reușit să creeze ceva pentru sute de ani. E foarte important să știi de unde pornești, dar și în același timp unde vrei să ajungi. Și în momentul în care vrei să faci un brand și un loc personal care să dăinuiască peste ani și nu doar pe termen scurt, trebuie să înțelegi modul în care a pornit și, în mod automat, în momentul în care ne-am interesat despre familie și am încercat să înțelegem modul în care trăiau și serile pe care le petreceau, ceea ce mâncau, cum vorbeau, cum se îmbrăcau, am încercat să transpunem în zilele noastre sentimentul pe care îl aveau ei zilnic și, în același timp, E clar că toți citim cărți, toți ne transpunem în poveștile din filme sau din articolele pe care le citim și asta am încercat și noi să facem, să transpunem clientul care trece pe la noi în poveștile de odinioară. Faptul că la bază sunt peisagist și tatăl meu este silvicultor a fost, să spunem, un lucru care ne-a determinat cel mai mult să punem accent pe vegetație și pe spațiu înconjurător. Parcul romantic al conacului a fost realizat încă de la 1800. Clădirea a fost construită de un grup de arhitecți italieni, la fel și peisagistica spațiului. Conacul Poliso este un edificiu unic în Moldova, cum spune și Ruxandra Beldiman, un mare istoric. Este precum o incintă, se începe cu curtea de onoare, conacul fiind punctul principal și anexele acestuia, care au fost restaurate la nivel de cameră de cazare. În momentul de față avem 20 de camere de cazare în toate corpurile anexe. Inițial ne-am pornit proiectul legat de noblețea românească, nu neapărat ca să-l facem ceva comercial, ceva turistic. Am zis că scopul principal, de fapt, este să readucem la viață clădirea principală a conacului, domeniul și toate celelalte facilități ulterioare pentru ca, în fine, și noi, dar și turiștii să se simtă în regulă, să aibă toate facilitățile necesare. Atmosfera pe care o iei la final cu tine este atmosfera confortului, atmosfera relaxării. Aceste lucruri pot fi realizate numai totuși printr-un cadru care îți permite să ai strictul necesar și nu doar strictul necesar, cât și tot ce înseamnă confort de secol 21. Motiv pentru care armonizarea dintre funcțiunile moderne și tradiționalul a fost principalul element în restaurare. Conacul Poliso pentru mine este practic spațiu în care îmi desfășor atât partea de viață profesională, partea de carieră în care încerc să mă dezvolt de la an la an,
dar și partea de viață personală. Aici practic locuiesc, aici citesc, aici mă relaxez. Avem o căprioară care ne vizitează aproape în fiecare dimineață și în seriile răcoroase. Bambi este un personaj aproape de poveste. Ea a crescut la noi și, să spunem, a vrut să rămână aici, întrucât este foarte atrasă de inocență, este foarte atrasă de copii și, desigur, adoră să roadă din trandafirii noștri. Este un spațiu pe care noi îl considerăm versatil pentru că ne putem plia foarte ușor pe cerințele clienților. De exemplu, dacă vremea este bună, putem să scoatem o masă undeva în grădină sau în livadă, să facem un setup personalizat pentru fiecare client în parte. Și cred că ăsta este atuul nostru de care suntem cel mai mândri, pentru că avem și logistica necesară și spațiul, dar în același timp și imaginația de a pune în practică diverse cerințe ale clienților și de a înțelege și a de simți bine aici la noi.